În spatele meu se află un magazin din satul Miclești. Astăzi am venit să fac careva cumpărături de aici și în fața mea era o doamnă cu un copil, a luat careva produse și la final i-a spus să o scrie în carnet. Cred că cu toții cunosc acest proces când sate se dau produse pe datorie. Nu vreau să judec pe nimeni, înțeleg că este foarte greu. În sate se trăiește foarte greu și trăiește lumea de la salariu la salariu la salariu. Și am decis să intru în acest magazin să întreb doamna câte datorii sunt totale la acest magazin, să dau eu aceste datorii, ca de mâine nimeni care are datorii la acest magazin să fie la zero. Hai să vedem care sunt datoriile în acest magazin. Am fost puțin mai înainte în acest magazin și am văzut că doamna lua careva produse pe datorii. Știu că sunt practic asta mai mulți sate. Eu personal sunt din sat, acolo am crescut. Eu vreau să fac un mic fapt, dacă cum mă numi așa, să vă uitați toate datoriile care le-au persoane la acest magazin și eu vreau să dau toate aceste datorii. Puteți să verificați, vă rog frumos? Da, pot. Vă rog, din sat și... Eu sunt de sat și... Cum? Este nu foarte toți. Bine. Este... Sunt pensionieri, sunt mame cu copii care au trăiesc numai din indemnizație. Eu știu, trăiesc din salariu în salariu, da, la oameni și... foarte greu. De asta eu am decis ca toți care au datorii să nu mai aibă nicio datorie la acest magazin. Vă rog frumos să calculați dacă puteți. Noi împreună cu doamna aici am calculat, suma totală care este persoanele din acest sat datorează este 7.802 lei, toți sunt pe această foaie. Vreau scriți în comentarii în ce sat doriți ca eu să mai vin să dau datoriile, doar că vreau să vă anunț. Ce legat de alcool și de țigări, nu voi da aceste datorii. Produse alimentare, scriți în comentarii un sat, eu voi alege. Așa că aceste datorii au dispărut, eu acuși număr banii. Și aici sunt 7.800 de lei toate datoriile și aici pentru dumneavoastră. Vă luați un cadou. Sănătate. Mulțumesc. Și sper ca persoane, chiar dacă iau ceva pe datorie, nu e alcool. Pentru că eu personal urăsc persoanele care beau mult alcool. Seară frumoasă și mulțumesc mult. La revedere!